Bună ziua și bun găsit! Numele meu este Erica Moldovan și sunt gazda evenimentului de astăzi, și anume lansarea oficială a candidaților pentru Parlamentul României, aflați pe listele Partidului Social Democratia. Marius Ostaficiuc este o figură consacrată în administrația ieșeană, unul dintre socialdemocrații ieșeni de cursă lungă, al cărui nume se leagă de marile proiecte ale Iașului din ultimele două decenii. A fost ales și validat de biroul electoral județean pentru a ocupa poziția a treia pe lista Partidului Social Democrat la Camera Deputaților. Mai rămâne ca și ieșenii să o facă. Parlamentul nu e al meu, ci al lor, al oamenilor. Marius Ostaficiuc este așteptat să-și spună crezul și motivația care îl animă să îi reprezinte pe ieșeni în Parlamentul României. La fel ca și colegii mei, vă spun bună ziua, bine v-am găsit și trebuie să facem o scurtă prezentare. Mă numesc Marius Ostaficiuc, sunt președintele Organizației Municipale PSD Iași, am 43 de ani, 3 copii și consider că astăzi a venit momentul să pot să-mi încerc și eu cariera cu un loc în Parlamentul României. O carieră care a fost cimentată de cei 21 de ani de experiență în cadrul Partidului Social Democrat, experiență care am dobândit-o în administrația publică. Am un master în administrația publică pe care l-am făcut după ce am terminat facultatea de drept la Alexandru Ioan Cuza din Iași, o universitate pe care o cunoașteți cu toții, și pot să spun că în cadrul administrației publice am dobândit mai multe competențe. Am fost consilier local în două mandate, consilier județean un mandat, președinte al unei comisii juridice, în special, atât în Consiliul Local cât și în Consiliul Județean. Am reprezentat Consiliul Județean, dar în autoritate de ordine publică, chiar și cu funcția de președinte. Pot să spun că competențele dobândite îmi sunt eficiente astăzi și cred că îmi vor fi cu siguranță la fel de eficiente și în mandatul de parlamentar pe care doresc să-l încep în acest an. Crezul meu sunt oamenii. Am spus întotdeauna, noi am avut un slogan la un moment dat pe care aș vrea să-l readuc în atenția dumneavoastră, aproape de oameni, împreună cu ei. A fost un slogan în care am crezut atunci când am intrat în politică și se pare că acum când voi intra în politica mare, cea de la București, aș vrea de fapt să-mi fie în continuare slogan și legământ, să spunem, cu ieșenii pe care îi respect și pe care sper să-i reprezint cu cinste. Vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră și continuăm împreună. Eu vă respect încrederea. Acesta este sloganul candidatului de pe locul al patrulea pe lista deputaților Partidului Social Democrat. El spune că acest slogan nu a devenit acum sloganul său, ci a fost un crez intim în oameni, în prieteni, în colaboratori, în colegi, chiar și în cei care mi-au fost împotrivă. Vorbesc despre domnul Silviu Nicu Macovei. Aveți încredere. Mulțumesc frumos, bună ziua, bună ziua dumneavoastră și celor care ne privesc în acest moment. Această emisiune este transmisă, dacă vreți emisiune, acest moment este transmis și pe Facebook. Stimați colegi candidați, după o așa prezentare frumoasă, complexă și la obiect, mie nu-mi rămâne decât să vă spun câteva cuvinte și pe latură personală. Silviu Macovei mă numesc, am 44 de ani, sunt căsătorit, am doi copii, un băiețel de 7 ani și o fetiță de un an, deci mâine plinește un an, dar am vrut să subliniez acest lucru, pentru că m-a rugat frățiorul ei. De profesie sunt jurist. În Partidul Social Democrat am pășit acum 14 ani, motiv pentru care aș vrea să le mulțumesc și colegilor mei prezenți și cei de acasă, pentru că m-au îngăduit, m-au susținut, m-au povățuit și m-au învățat și iată-mă astăzi în fața dumneavoastră în această postură. Am plecat de jos, ajungând consilier județean, după două mandate, iată-mă candidat din nou pentru al doilea mandat în Parlamentul României, în prezent pentru încă o lună deputat, membru al unor comisii extrem de importante în Parlamentul României și sunt convins că doar cu ajutorul și sprijinul dumneavoastră o să continuăm împreună. Eu vă respect încrederea. Mulțumesc frumos! Liviu Repreanu spunea, un sportiv adevărat e un cavaler în toate manifestările vieții. Acest citat se aplică pentru al doilea candidat de pe lista de deputați ai Partidului Social Democrat Iași, un sportiv de performanță care a muncit continuu cu fair play și care a învățat din sport
că esența competiției este să mergi până la propriile limite și să vezi dacă ești în stare să le depășești. Mi-am dorit să fiu un campion și în viața civilă. Vrem să aflăm de la sportivul Vasile Câtea ceva despre candidatul Vasile Câtea. Bună ziua tuturor, celor din sală și celor care ne privesc. O să încep așa cum mi-a fost făcută prezentarea. Vasile Câtea mă numesc, am 57 de ani, sunt bunic de două ori. Dacă tot cei tineri se laudă și, mă rog, îi fericit pentru realizările în, mă rog, în temerea familiilor cu copii, sunt un tradiționalist, dacă pot să spun așa, familist convins. Viața am parcurs-o cea politică de la cel mai mic nivel până la nivelul de astăzi, unde m-a adus șansa Dumnezeu și oamenii care au avut încredere în mine. Sunt deputat. Am trecut prin Consiliul Local al Municipiului Iași, prin Consiliul Județean, două mandate și la al treilea am mers către Parlament. E, zic eu, o onoare să reprezint cetățenii Iașiului în continuare, în situația în care astăzi ne zbatem, să spunem așa, între a vedea lucrurile cât mai bine, cât mai clare și cât mai în avantaj oamenilor spre libertatea lor, pentru că de la o zi la alta ne simțim din ce în ce mai constrânși. Sper că noul Parlament să reușească să pună regulă și să facă ordine în ceea ce se întâmplă cu viețile noastre, cu viețile copiilor noștri și cu ceea ce va urma. Sunt membru în Comisia de Educație, Cercetare, Tineret și Sport, pentru că aici este Comisia Decidentă pe domeniul sportului. Sunt vicepreședintele Comisiei de IT și Tehnologia Informației. În Parlamentul României cred că s-au făcut lucrurile care le știu oamenii și e bine să le avem cu toții. Cred că au fost cele necesare și optime pentru buna conviețuire. Merg în Parlament cu un crez, o dorință, care a fost un proiect, ca să spun așa, asumat și de candidații la Consiliul Județean și candidații la Consiliul Local ai Partidului Social Democrat, și aici fac trimitere la necesitatea construirii, finanțării și investiției într-o bază sportivă olimpică la nivelul Iașiului și într-un complex de divertisment cu tot ceea ce înseamnă aquapark, parc de sporturi extreme, ciclism, jogging și toate lucrurile care ar trebui să existe în cel de-al doilea oraș ca mărime din România și în cel de-al doilea județ ca mărime din România. Sper să reușesc lucrurile astea alături de colegii mei și așa cum au spus și colegii mei, eu spun doar atâta. Câștigăm și guvernăm. Doamne ajută! Finanțare justă și eficientă, utilizarea tuturor surselor de finanțare disponibile, securitate alimentară, produse proaspete pe masa fiecărui român și procesarea în țară a materiei prime, durabilitatea activităților agricole, venituri sigure pentru fermieri, investiții durabile, sprijin pentru tinerii fermieri, programe pentru fiecare sector de activitate. Aceștia sunt pilonii strategici care reprezintă pentru candidatul de pe locul întâi pe listele deputaților Partidului Social Democrat obiectivele personale în viața politică. Domnul Vasile Toma, vă rog să ne spuneți câte ceva despre dumneavoastră. Bună ziua! Vasile Toma sunt. Cred că vârsta nu este în sine o virtute. Am 44 de ani. Cred că experiențele acumulate, proiectele lăsate în urmă, dorința de învățare, dorința de perfecționare, acestea sunt adevărate virtuți care pot fi manifestate la orice vârstă. Am venit în administrație, sunt acum senator și am venit din mediul privat. Înainte de a fi senator, am fost lider, președinte pe zona Moldovei și vicepreședinte la nivel național, într-o federație profesională, unde aveam mii de firme, cu business-uri de miliarde de euro și cu aproximativ 29.000, peste 29.000 de angajați pe care îi păzeam, acolo grijă era în sarcina noastră. Este vorba de Federația Operatorilor Români de Transport, vă dați seama că este vorba de domeniul transportului. Ceea ce am făcut eu în acești 4 ani în Parlamentul României, ca reprezentant
al Partidului Social Democrat pentru Ieșeni a fost să aduc o schimbare de paradigmă în domeniul în care mă percep, zic eu, cel mai bine. Și anume transporturile. Vedeți dumneavoastră că toată lumea, când ajunge la guvernare, discută de transporturi și discută doar de infrastructură. Să nu uităm că avem și o componentă foarte importantă care este reprezentată de operatorii de transport și mă refer mai exact la operatorii români de transport. Capitalul românesc trebuie sprijinit, așa cum și celelalte țări din Uniunea Europeană își sprijină firmele proprii. La fel trebuie să facem și noi, să nu uităm că în fiecare mod de transport avem un operator român, fie că vorbim de operator de transport rutier, de operator de transport aerian, avem doar doi, unul privat și unul cu capital de stat, dar trebuie sprijiniți și așa mai departe. Avem un potențial agricol în România foarte important. Din păcate, vedem acum zilele acestea că, deși a fost un an agricol foarte greu, guvernul actual, voit sau nevoit, cumva încearcă să dea lovituri de grație producătorilor români. Vor să închidă piețele. Dar supermarketurile unde produsele românești au accesul mai greu, să spun așa, rămân deschise. Trebuie să rămână toate deschise. Toate produsele trebuie să fie accesibile românilor. Dar trebuie să, noi ca români trebuie să sprijinim, în primul rând, producătorii, firmele românești. Cine îmi studiază viața personală, se vede până la urmă și din curriculum vitae, iar viața politică, să spun așa, înseamnă cei 4 ani, în primul rând, de Senat. De curând mi-am făcut public raportul de activitate pentru cei 4 ani și sunt la dispoziția oricui pentru întrebări, clarificări și așa mai departe. Trebuie noi, Partidul Social Democrat, care întotdeauna am guvernat pentru oameni și alături de oameni, să arătăm românilor de ce trebuie schimbat acest guvern, fiindcă a început deja campania electorală și discutând cu oamenii, am văzut că mulți români și din ce în ce mai mulți români vor o schimbare a acestui guvern. Vor o schimbare a acestui guvern fiindcă avem de reclădit educația. Trebuie să păstrăm școlile deschise. Chiar cu cele mai drastice măsuri de prevenție sanitară, dar trebuie să rămână deschise. Educația este primordială. Trebuie să restartăm economia. Vedem ce face acest guvern. Avem economia românească la pământ și ne așteaptă un an 2021 foarte greu. De aceea, cred că prin specialiștii pe care are Partidul Social Democrat, trebuie ca după 6 decembrie să formăm un guvern care să guverneze pentru români, pentru oameni. Vă mulțumesc! Aș dori să invit un reprezentant de marcă al Partidului Social Democrat Iași. Un om care luptă pentru Ieșeni pe mai multe fronturi. Un bun coleg și un militant pentru sănătatea noastră a tuturor. Îl invit pe domnul dr. Tudor Cehodaru să transmită mesajul său către colegii care acum intră în competiție. Mulțumesc frumos! Muncesc și muncem pentru sănătatea dumneavoastră. Și am dovedit că se poate. De fiecare dată, Partidul Social Democrat a însemnat prosperitate. Uitați-vă doar în ultimul mandat. Cele mai mari tăieri de taxe și impozite, cele mai mari creșteri de venituri, salarii și pensii. Sănătate. Cel mai mare buget istoric al României acordat acestui domeniu, cele mai mari creșteri salariale, cel mai amplu program de a moderniza spitalele din România și vă reamintesc că am trecut bine, relativ, peste această pandemie, pentru că i-am avut pe doctor, pe asistenți, pe brancardier, pe infirmiere în România, pentru că le-am asigurat salarizarea corespunzătoare și că am avut în fiecare spital județean din programul nostru un computer tomograf care ne-a ajutat să punem diagnosticul. Iar dacă vorbim despre dezvoltare, uitați-vă că soluția mea legislativă intră în linie dreaptă, redeschiderea Institutului Cantacuzino, iar pe de altă parte, proiectul Spitalului Regional de Urgență și fiecare ieșean știe de câte ori mi-am luat-o pentru acest proiect, a intrat în sfârșit pe contractarea Comisiei Europene, pentru că am stat în Comisia de Sănătate a Parlamentului European și noapte de noapte în plenară, după miezul nopții, în Parlamentul European, pentru a-i convinge pe comisarii europeni că acest contract să fie semnat. Iar din păcate, acum, pe noua guvernare, s-a mai dus încă 5 ani, în 5 în an, de amânări care trebuie corectată. În schimb, este foarte simplu. Uitați-vă la ce se întâmplă astăzi. La autoritățile politico-medicale. Ne bagă pe toți la terapie intensivă, la ATI. Adică în austeritate, tăieri și îmbolnăviri.
Strategia actuală este eșuată și se vede numărul mare de cazuri de terapie intensivă și numărul de decese în fiecare zi. Dar, și aici spun, uitați-vă, tot autoritățile politico-sanitare, una spun și alta fac. Să vă reamintesc că primul epidemiolog al țării ne spunea că nu voi tolera alegeri sub vremea pandemiei, dar, pas cu pas, pentru că a refuzat testarea extinsă și că pentru că vrem scrutin, în fiecare zi am ajuns să registrăm un colectiv în România. Noi știm problemele și avem soluții și am propus acel plan B, acea strategie de testare extinsă gratuită. Am fost primul care a susținut acest lucru și să știți că nu doar am vorbit, inclusiv de testele rapide. 100 de milioane de euro sunt alocate la nivel european, 22 de milioane de teste rapide sunt disponibile, dar nici astăzi nu le folosim. Știm problemele și avem soluții. Am propus ca aceste spitale, rol 3, să intre cât mai repede în funcție și exista, am trecut prin Comisia de Sănătate și prin Parlamentul European, acel RESCUE, un program de salvare european de 3,1 miliarde de euro și astăzi, la 9 luni de pandemie, am fi putut avea un spital similar cu cel de la Iași, în fiecare regiune istorică și să avem și patrule de terapie intensivă. Am propus o companie farmaceutică română, o fabrică de vaccinuri și o fabrică de medicamente și materiale sanitare. Și mă că dăm 60 de milioane pe serici pentru un vaccin care nu se știe când va veni, când am fi putut avea aceste spitale, cum este cel de la Iași, care ar fi crescut de 4 ori capacitatea de terapie intensivă doar pentru coronavirus, iar pe de altă parte ar fi asigurat și tratamentul celorlalți bolnavi. Am mai alocat astăzi 200 de milioane de euro la nivel european pentru a se asigura transportul pacienților în momentul în care există depășirea capacității de terapie intensivă. Și cred că nu este nevoie să vă reamintesc cazul tragic al pacientului de la Mediaș, care a murit pentru că nu a avut loc la terapie intensivă și nimeni, dar absolut nimeni, n-a pus mâna pe un telefon să solicite acest mecanism european de protecție civilă, la fel ca la colectiv, și să salveze acest pacient. Avem soluții pentru fiecare din aceste probleme. Iar în vremuri de pandemie, acel plan B pe care îl propun de atâta timp, dar la noi în țară nu-l ascultă nimeni, testare extinsă gratuită, modificarea definiției de caz și creșterea numărului de teste, alături de capacitatea crescută a sistemului spitalicesc, sunt singura opțiune sănătoasă pentru a trece cu bine peste aceste vremuri extrem de complicate din punct de vedere epidemiologic. Puteți alege. Puteți alege între sănătatea dumneavoastră, pentru sănătatea dumneavoastră, pentru prosperitate, sănătate și dezvoltare, sau pentru a ajunge cu toți la ATI, adică în austeritate, tăieri și îmbolnăviri. Soluția sănătoasă suntem noi și sunt convins că reușim împreună, pentru că eu vreau să fiu tratat la Iași, la București, la Alba Iulia, la Timișoara, la fel ca la Bruxelles. Depinde doar de dumneavoastră. Vă mulțumesc!